Bună dimineața! Într-adevăr, astăzi am împărțit harta în mai multe fenomene și țara de asemenea, și dacă prin sudul teritoriului vom avea parte de temperaturi crescute până la 33-34 de grade și mult soare și vreme foarte caldă, vă pot spune că în nord, în centru și prin vest vom avea parte de precipitații însemnate, instabilitate atmosferică, fenomene electrice și chiar căderi de grindină. Temperaturile mai scad puțin și pentru ziua de mâine și ușor, ușor precipitațiile vor cuprinde mare parte din țară. Astfel, weekendul se apropie ușor, ușor de anotimpul în care ne aflăm, cu precipitații și înorări. Toamna!